Până la finalul anului, Timișoara va avea 44 de autobuze electrice. Asta este promisiunea primarului Dominic Fritz. Primele două au ieșit deja pe traseu, iar alte 14 au intrat în probe. Au fost cumpărate și stații de încărcare pentru mijloacele de transport moderne și nepoluante. Investiția în autobuzele electrice, menite să înnoiască flota societății de transport, este de 170 de milioane de lei. Cele două autobuze 100% electrice circulă pe linia 33 între Calea Șagului și Catedrala Mitropolitană. Autobuzele au trecut de perioada de verificare fiind testate prin curse de probă prin oraș. Fiecare vehicul cu o lungime de 18 metri are o capacitate de 155 de locuri, dintre care 50 pe scaune. De asemenea, au podeaua integral coborâtă și facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Autobuzele vor fi alimentate la stațiile de încărcare amplasate în incinta depoului de pe Bulevardul Dâmbovița. Pe lângă cele două mijloace de transport ecologice, la Timișoara au mai ajuns încă 14 autobuze care se află momentan în probe. Acestea vor fi introduse în circulație etapizat pe liniile expres 1, 2 și 7. Până în luna octombrie 2023 va fi livrat în tranșe întregul lot de 44 de autobuze, urmând ca acestea să intre în circulație după parcurgerea verificărilor tehnice și administrative necesare. Aceste vehicule sunt complet nepoluante și silențioase, scaunele asigură un nivel sporit de confort, fiind realizate din material special cu proprietăți anti-graffiti, anti-vandalism, vopsea înglobată și tapiserie rezistentă la uzură și murdărie ușor lavabilă. Autobuzele sunt prevăzute cu sistem de supraveghere video în interior și la exterior, cu camere digitale color și înregistrare audio. De asemenea, au sistem de afișaj electronic pe care poate fi urmărit traseul parcurs. Vor avea o durată de funcționare de minimum 15 ani, din care 8 fără reparație generală. Achiziția este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și are o valoare de 170 de milioane de lei.